Bun găsit tuturor la emisiunea Malaxorul Presei, sunt Valentin Tudor și l-am alături de mine pe Marius Albu. Bine ai venit, Marius! Bună ziua! A început și școala cu fustițe, cu emoții pentru elevii din, din clasele de început. S-a inaugurat și pasajul subteran, dar săptămâna a început cu subiecte foarte, foarte interesante. Ca să nu pierdem vremea. Craiova pare că se, se transformă într-un mare loc de joacă pentru cei care conduc instituția. Și de ce spunem lucrul acesta? Pentru că primăria intenționează să cheltuiască o avere, și nu exagerăm că spunem acest lucru, pentru locurile de joacă din oraș. Pot să cumpere niște echipamente pe care să le amplaseze în locurile de joacă. Este vorba de atenție, suma de 9,6 milioane de euro pentru achiziționarea cu montaj a echipamentelor pentru locurile de joacă din oraș. Ce se putea construi cu acești bani? Repet, 9,6 milioane de euro. Am făcut noi un calcul estimativ, vreo 16 adăposturi canine, precum cel de la Breasta, că tot este subiectul la ordinea zilei. Puteam Construim un nou pasaj subteran sau unul suprateran, sau puteam efectiv moderniza un aeroport, cum este cel din Craiova, în care s-au investit aproximativ 10 milioane de euro. Ideea de a investi în locuri de joacă din Craiova este binevenită, copiii merită, evident, să aibă locuri de joacă unde să facă mișcare în aer liber, dar ceea ce a stărnit mirare este suma pe care primăria dorește să o scoată din bugetul local. Dacă la celelalte proiecte vorbim de finanțări europene, adică la pasaje pe care lumea a început să le critice, banii, vin cu precădere din, din, de la Uniunea Europeană, contribuția Craiovei fiind minimă, în acest caz toți banii, adică 42,2 milioane de lei, ar urma să fie plătiți din bugetul local, adică din taxele și impozitele Craiovenilor. Contractul care ar urma să fie semnat va fi pe o durată de 4 ani. Primele plăți ar urma să se facă în 2013. Cei mai mulți bani ar urma să fie plătiți în 2014 și 2015. Este vorba de circa 5 milioane de euro. Iar echipamentele care pe care primăria ar vrea să le cumpere pentru a dota locurile de joacă includ, surprinzător, și obiecte pentru fitness. Voi citesc din anunțul publicat în sistemul electronic de achiziții pe care l-a depus primăria Craiova. Este vorba de elemente complex joacă tip 1, scrie 2-6 ani, topogane, leagăne, panouri laterale, un ansamblu multilabirint care conține elemente nautice, elemente spațiale, lucruri care îi, îi bine dispun pe copii. Dar avem și uh, niște, cum să le spunem, elemente uh, tehnice care îi ajută pe oameni să facă fitness, să-și dezvolte musculatura. Am întrebat primăria Craiova la ce s-a gândit în momentul în care a pus la bătaie o sumă atât de mare pentru dotarea acestor locuri de joacă. Iar răspunsul a fost că nu este obligatoriu ca, acest, ca această sumă să fie cheltuită, uh, este posibil ca norma licitației să, să, fie o sumă, să se câștige contractul cu o sumă mult mai mică, iar primăria nu este obligată să achiziționeze echipamente de, toată, de, toți acești bani. Adică dacă pe parcurs se răzgândește și dacă între timp găștile de cartier nu le distrug noaptea, așa cum s-a întâmplat până acum, atunci ele ar putea rămâne în viață pe o durată delungată și nu mai e nevoie să, să dăm atâția bani pe ele. A trezit acest subiect o întreagă polemică. Evident, mulți au spus, domnule, lăsați primăria să investească pentru că este nevoie de locuri de joacă. Într-adevăr, este nevoie de dotarea lor pentru că cele existente reprezintă un adevărat pericol pentru copii. Majoritatea cartierelor. toboganele și leagănele sunt ruginite sau sunt rupte. Numai că suma, suma este una de poveste. Marius, 9,7 milioane de euro, 6 milioane de euro, tobogane, leagăne, echipamente de fitness... Tu ce părere ai? De... Ar fi bine să investim o asemenea sumă? Uh, pare mare suma respectivă. Așa la prima... Și la prima și la, la, la a doua. Prima, da, pare cam mare. Dar... Uh, dacă pui în balanță cu sumele cheltuite de-a lungul anilor de primărie pe diverse Idei. Pe diverse idei, e cam aceeași. Adică dacă tot am cheltuit până acum pe prostie, da, da. de ce nu am mai dat încă 10 milioane deci de, de euro? Jur de pe 10 de milioane. Cam pe aici se învârte investițiile astea mari ale primăriei. În jur de 10 milioane. Vorbeam mai devreme că s-ar putea face un pasaj. Da? centru în jur de 10 milioane, pasaj în jur de 10 milioane, locuri de joacă în jur de 10 milioane. Nu știu, cred că e, e dificil să, să încerci altceva, o altă sumă. Cred că cu asta este, sunt rămași pe suma asta. Ceea ce mă uimește foarte tare este modul în care trebuie să fie aceste jucării. Nu înțeleg cum a putut să fie de acord primăria ca prim element care văd aici, elemente nautice, catar, cu velă ancoră, proră. Deci cred, e posibil ca pă, anumiți oameni din conducerea primăriei, văzând chestiile astea cu catar, cu velă, cu ancoră, cârmă, carenă, să li se facă rău. Să aibă rău de mare pe uscat. Să aibă rău de mare pe uscat. <gânt> să se gândească cine știe la ce... Sau poate, nu știu, președintele cumva a impus ca să fie prima alegere barca, nava și abia după adică aia... tu ești răutăcioș și vrei să spui că putem vorbi despre primăria băsistă? A, dacă începe Dumnezeule, cu, nu. începe cu uh, navele de baltă, ca să zic așa, și nu cu cele spațiale. Așa. Știi nu știu. ce surprinde cel mai mult la, la această licitație? Dacă ți-amintești și vă amintești dumneavoastră, uh, licitația pentru autobuze. Anul trecut, prin luna august, primăria a adus ca mostră, le-a fluturat pe sumnați evenilor, un autobuz din ăsta modern, pe care, cu care ar urma să fie dotat parcul auto al regii de transport. S-au plimbat jurnaliștii, au fotografiat, e minunat autobuzul, după care a venit licitația. Și pare că licitația, cerințele din acel cai de sarcini, au fost croite fix pe autobuzul ăla. Vom vorbi și despre această licitație. Așa și cu locurile de joacă. În Craiova există cel puțin un loc de joacă, am făcut fotografii la el, unde au fost amplasate aceste echipamente, inclusiv cele de fitness. Am văzut oamenii care își tonifiau musculatura. E, nu vor fi croite exact pe calapodul acelor echipamente de acolo. Este foarte posibil uh, și pot să mai spun că această modă cu echipamentele de fitness în aer liber. În aer liber, prin oraș, uh, s-a experimentat aici, prin împrejurimile noastre, uh, acum uh, 5 ani, la Slatina. Dacă ai observat, uh, în conducerea orașului au fost foarte multe idei importate de la. De orașul condus pe acea vreme de fostul pedalist, între timp pesedist Vulcov, și Darius. Da. Nume foarte, foarte multe important. chestii s-au mai, mai importat din Slatina la, ca idei de. E, că e Slatina sursă de inspirație, că e Barcelona sau până a mai fost fostul primar care a importat ideea fântânilor Arteziene. E codul și întors licitația aceasta. Nu, uh, adică, ce se întâmplă iarna, spre exemplu, cu acele? Le conservăm cumva, le punem sub un balon de, de cristal să nu se uh, strice, pentru că, Dumnezeule, dacă investești 10 milioane de euro în ceva, poi trebuie să ai grijă de el. Și este din fonduri, din bugetul local. Adică, să nu fim uh, rău intenționați, dar ar fi putut, spre exemplu, cu 10 milioane de euro să construiască două fabricuțe. Că oricum, economia din din Dolj nu, nu, nu duduie. Cele 20.000 de de locuri tind să devină cu minus și ar fi putut a fi angajate câteva sute de persoane acolo. Veți vedea de ce vorbesc de economia uh, Craiovei. Sau, care merge. sau, sau, nu știu, ar fi putut. Uh, vorbeam în emisiune trecute despre dispariția unui loc de joacă. Păi el a disparut pentru că, 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 cineva... că a fost retrocedat. Da? Bun. Uh, pe natural, o așa, dar să zic așa. Cu așa ceva, dacă tot aveai un loc de joacă făcut, cât că era mai, mai les nefinanciar să-l despăgubești pe acel om de să te -a pus să strici un loc de joacă ca să faci altul în altă păi, parte. Marius, locul de joacă înseamnă de fapt pământul, ori fi 300-400 de metri pătrați, 500 de da. metri unde vii cu aceste obiecte spațiale și figurine 3D. Ca să nu mai spun că în locul amenajat pe care l-am găsit deja, tronează o pancartă mare cu, cu drag, conducător iubit, primar, etc. 3 puncte. Adică de ce simțea neapărat primarul, nevoia să-și lipească numele de acel loc de joacă. Păi poate că dacă tot îl amenajează, îl amenajează și deci lasă pe copii să se bucure. Nu trebuie neapărat să știe de unde sunt, dacă facem lucrurile astea în mod ba, da? dezinteresat. Trebuie să se știe de unde da. vine binele. Întotdeauna. Licitația cu, pentru locurile de joacă ar trebui să se finalizeze undeva în luna octombrie, dacă nu cumva firmele răutăcioase, cum spune primarul, pun bețe în roate și se apucă să conteste licitația. Deci, vă ținem la curent pe la jumătatea lunii octombrie. Între timp, după chinuri de aproape un an de zile, s-a semnat joi contractul pentru execuția lucrărilor la revitalizarea centrului istoric. E o temă mai veche, lansată de fostul primar, preluată de actuala administrație pentru că proiectul fusese aprobat și finanțat. Licitația a fost organizată în octombrie 2012, suntem în, la sfârșitul lunii septembrie și în sfârșit s-a semnat contractul de execuție a lucrărilor. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă fonduri europene, aproape 53 de milioane de lei plus TVA, circa 14 milioane de euro. Uite, cu, dacă mai punem 2-3 milioane, banii de la locul de joacă ajung să revitalizeze centrul istoric. Banii vor fi folosiți pentru infrastructura stradală și pietonală. Marea problemă a acestui proiect a fost următoarea. Luăm bani, nicio problemă, dar ce facem? Înlocuim decât pavelele din centru, este vorba de, 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 granit colorat, după cum au precizat cei care vor executa lucrarea. Introducem niște conducte pentru canalizare, mai schimbăm în stâlpișor, mai punem niște statui, după cum veți vedea, dar problema principală, adică acele case vechi care ar trebui să creeze ambianța arhitectonică veche, uh, sunt aflate în proprietate privată și nu se poate interveni la ele, decât dacă distinșii și proprietari uh, binevoiesc să investească în ele. În conferința de presă, primarul a spus că s-a înțeles cu, cu cei aproape 100 de locuitori din, din de pe lipsa, în principiu, care i-au promis că, da, vor se împrumută la bancă, se împrumută la rude, fac rost de bani și își renovează fațadele în timp util, pentru că, după ce se termină acest, această lucrare, 5 ani nu avem voie să intervenim acolo. Deci, dacă oamenii ăștia nu își refac fațadele până termină constructorul centru istoric, nu mai putem interveni acolo și ar fi culmea să avem străzile colorate, frumos colorate, dar casele cu tencuia la căzută și ele în prag de prăbușire. Ce mai trebuie să știți despre revitalizarea acestui centru istoric este faptul că va fi transformat exclusiv în zonă de spații comerciale. Se închide, evident, se închide traficul rutier, va fi exclusiv pietonal, dar oamenii care locuiesc acolo, e vorba despre acești proprietari, va, va trebui să plece, să-și găsească în altă parte. Pentru că acele case trebuie transformate în restaurante, magazine, etc. tot ce înseamnă Comerț. Acum că au promis, e un lucru. Dacă vor, face, vor și face lucrul ăsta, este altă discuție. Barurile vor fi deschise non-stop. Acesta a fost argumentul imediat la să comentez, pentru că simt că vrei să spui ceva. De ce s-a optat pentru transformarea într-o zonă exclusivă de spații comerciale? Pentru a nu cădea în greșeala celor din București acolo unde centrul vechi este deschis doar până la ora 11, e vorba de terasele și barurile de acolo, deoarece zgomotul provocat de euforicii de la mese ar deranja locuitorii din zonă. Și atunci a zis primăria, voi ăștia care vreți să dormiți în pat, hai, în altă parte, facem acolo loc de promenadă non-stop. Ceea ce nu e, la urmă, o idee de loc rea. Da. Spune. Păi nu este Ce o idee zi? rea. Asta, nu știu, reamenajarea vechiului centru al Craiovei este o idee bună. Adică, nu știu, e cam totuși tardivă, zic eu. Dar știi el. că se amplasează două fântâni arteziene? Nu scăpăm de chestia asta. Umbra fostului primar bântuie? Bântuie, da. Umbra la Aurică. Și o să avem și cine statui. Și în statui din bronz. Da. Că se încearcă conservarea în ultimă instanță a unor străzi cu, cu arhitectură aparte în Craiova este un lucru foarte bun de care eu sunt foarte bucuros. Dar târziu, foarte târziu au fost foarte multe uh, uh, clădiri în Craiova în zona a centrului vechi de fapt, care au fost declasate în timp de la categoria A, monument istoric, la B, după care au fost trase cu totul. Exemple sunt foarte multe. Bine, ele nu, nu mai trebuie să le istorice mai... nu arată. Păi, nu arată Așa. pentru că s-au degradat. Asta cu fiecare om care deține o casă acolo să-și refacă pe banii lui fațada și eu nu cred eu, așa ceva. Ar una, fi minunat una, să se întâmple lucrul ăsta. Uh, nu cred, pentru că nu poate... Este cineva care deține acea casă, da? Bun. Dar nu are banii. Omul poate vrea, dar, dar chiar dacă nu are, -are banii. Dacă nu spun ce păi nu, ce a dar, discutat. Să ne înțelegem. Aia nu se face cu 1000 de lei. Ca să spui că nu e acum, ți dai o primărie și ți iau un 19 pe luni. Încă nu s-a făcut un studiu. Nu, Am întrebat întrebam, dar, domnule, există o evaluare? Ca cam cât costă refacerea unei astfel de case? Ceea ce nu știu dacă s-au gândit unor oameni de la primărie este că acele case vechi sunt foarte multe care au nevoie și de intervenție pe structură. Da, păi trebuie consolidare plus refacerea fațadelor. Care... Asta cu consolidare e mai complicat. Pentru că numai uh, evaluarea deci un evaluator da? deci evaluarea din punct de vedere tehnic ceea ce trebuie să întâmple la acea construcție pentru, uh, vorbim de structură de rezistență, un expert în structură de rezistență ca să-ți facă o chestie de asta uh, vorbim de ordinul a 100 de milioane de lei vechi okay. pentru o clădirică am pus întrebarea. Nu au, bani, nu au oamenii bani, pentru că discuții cu ei au mai fost de-a lungul timpului și au spus facem, facem, facem. nu au făcut. De unde să aibă bani? Acolo nu locuiesc cei mai bogați oameni din Craiova. Răspunsul a venit în felul următor de la primărie. Facem noi atunci. Nu fac ei nicio problemă. Facem noi pe banii noștri. Și după aia mergem și executăm silit. A venit următoare logică, în baza ce execută tu silit ca primărie. Și aici s-a oprit răspunsul. Adică vine primăria, investește ea cât o costa, ca să-l facă, pentru că am fi de de poveste să rămânem cu casele așa. Nu. Urmând ca, dacă oamenii nu plătesc, să-i să execute siliți. Sau, probabil, vor găsi vreo metodă de a-i scuti de impozitul pe clădire, dar aia se întinde pe. Mai, zeci este, de vari ani, probabil. mai este varianta ca respectivii oameni, uh, posesorii acelor clădiri, să vândă unora cu potență financiară și care să-și permită refacerea. Acelor clădiri. Uh -huh. Și care, nu știu, va fi varianta la care cred că se va ajunge. Cert este că pe 1 octombrie firma care a câștigat contractul, Recon se numește, va începe organizarea de șantier ca să nu se blocheze Craiova, pentru că ați văzut, când, mai ales când e CUZA închisă două ore, e Balamucând pe străzile din Craiova. Deci vor închide treptat străzile, lucrează pe o stradă, o închid pe aceea. Și așa mai departe, până termină cu toate. Și să vă spunem și străzile, pentru că este tare, tare important. Nicolescu Plopșor, Teodor Aman, Panait Moșoiu, Olteț, Dreptății, Lipscani, România Muncitoare, Roman Roland, Traian Demetrescu și Frații Buzești. Frații Buzești e celebra stradă unde asfaltul este așa de câțiva ani. Ești ca, ca barca pe valuri. 14 milioane de euro spuneam, licitația a fost câștigată după circa un an de zile. Au fost două contestații, două firme răuvoitoare s-au opus și au contestat, bine, în cazul acesta nici nu aveau dreptate, iar constructorul Recon a câștigat cu un preț foarte, foarte apropiat de suma estimată de primărie, adică 53 de milioane de lei a fost suma estimată de primărie. 52,9 milioane de lei, suma cu care s-a câștigat contractul. Nici nu mai contează, la urmă, mai să înseamn, facă treaba asta bine. înseamnă că primăria a estimat foarte bine oamenii care au făcut acel caiet de sarcini, uh, niște adevărați profesioniști și au dat seama, a și cu mare exactitate, ținând cont că da. este foarte apropiată suma, de, de valoarea reală a acestei investiții. Luăm o scurtă pauză și revenim cu un scandal în cultura craioveană și cu informații noi despre aeroportul din Craiova. O scurtă pauză și revenim. centru profesional de cosmetică și întreținere corporală. Îți la dispoziție Cell Metal, cel mai modern și eficient aparat cu care se poate realiza diagnosticarea corectă și eficientă a tipului și stadiului de celulită. Big Green, centru profesional de cosmetică și întreținere corporală. Îți oferă metode ultramoderne pentru a scăpa de celulită și de retenția de apă, electrostimulare tunel cu infrarușii, termocuvertă și vacuum. Big Green, centru profesional de cosmetică și întreținere corporală. Pentru noi, siguranța și sănătatea pacienților noștri sunt esențiale. Am creat Mogoș pentru că meritați să beneficiați de cele mai bune condiții și standarde de profesionalism. Mogoș prima clinică privată de chirurgie din Oltenia. Oferim servicii de chirurgie generală, ortopedică, orele, ginecologică sau vasculară, asigurate de personal medical cu experiență solidă și în altă calificare. Mogoș în Craiova, strada Eugeniu Carada, numărul 14. Suplimentul de mică publicitate al Gazetei de Sud de 18 ani pe piața din Oltenia. Am ales Gazeta de Sud pentru că este cel mai citit ziar. Singurul ziar care are în clipa de față o rată foarte mare de vizualizări, atât pe internet cât și la cumpărare. Este cel mai citit ziar și are impact asupra oamenilor. Acum anunțurile de mică publicitate se primesc și la oficiile poștale din Oltenia. Suplimentul de mică publicitate al Gazetei de Sud, citit zilnic de 80.000 de oameni. Ne-am întors în Malaxorul Presei, sunt Valentin Tudor și l-am alături de mine pe Marius Salbu. Vorbeam înainte de pauză despre un scandal în cultura craioveană, de ce n-ar fi scandaluri și în cultură? Noi trebuie să avem scandaluri în orice domeniu. Este vorba de concursul de la Casa de Cultură Traian Demetrescu. Știu că nu vă spune foarte multe lucruri. Casa de Cultură Traian Demetrescu este una dintre multele instituții din subordinea unei autorități publice, în cazul acesta de Primăria Craiova. Um, directorii care au fost numiți bala la Filarmonică, Ba la, ba la um, Colibri, Ba la această casă, trei ani de au fost interimari și, uh, pentru a rămâne pe funcție, trebuiau să susțină un examen, un concurs uh, um, cu proiecte de management. Adică, venea omul, muncea, transpira două luni și scria proiectul dacă nu-l copia de undeva, așa cum există reclamații în acest sens, și comisia constituită uh, la nivel de consiliu Local. Um, Spunea că este foarte deștept și trebuie să ia concursul. Ei bine, în cazul acestei case de cultură, s-a organizat concursul. Culmea n-a fost numai directorul interimar, este vorba de Ana Maria Constantinescu, o tânără șoferiță, fosta, să zicem, da, conducătoare a mașinii primăriței, dar să. Poate a fost subevaluată la acea vreme și după aceea s-a considerat că are veleități culturale și administrative pentru această casă de cultură. Revenind, domnișoara s-a s-a înscris la concurs cu un proiect. Din a mai a venit încă un candidat. Văzând acest lucru, domnișoara s-a retras din concurs invocând motive medicale. Văzând comisia că s-a retras, cum să-l declare câștigător pe celălalt, poate totuși a avut proiectul prost și evident i-au l-au 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 respins, ca să zicem așa. Au spus că m -m -m, nu e bun proiectul. Omul supărat s-a dus la bibliografie, a citit și a văzut că membrii din Comisia de Evaluare ar fi avut lucrările la rândul lor aproape identice. Semn că au avut aceeași muză, aceeași sursă de inspirație. A făcut domnul reclamații la DNA, la, la unde n-a făcut, la parchet, lăsând problema acestui concurs în seama procurorilor. Probabil la fiecare instituție din Craiova și, poate, din Dolj, există astfel de, de probleme. Mergem mai departe la un subiect care ne afectează pe toți. Este vorba de Ford. Compania americană care face mașini frumoase, inteligente pentru buzunarul românului, fabrica unde lucrează aproximativ 2500 de salariați, lucrează, lucrează e o formă, e un fel de a spune în zilele acestea, pentru că de joi, de vineri, de astăzi adică, s-a oprit temporar producția în fabrică. Angajații vor reveni la serviciu pe 7 octombrie, până atunci fiind trecuți în șomaj tehnic. Aproximativ 2.500 de angajați de la Ford, în special cei de la operațiuni vehicule și serviciile adiacente, au intrat de, de astăzi în șomaj tehnic. Nu se vor produce mașini de pe 20 septembrie până pe 4 octombrie inclusiv, ceea ce înseamnă că oamenii vor sta acasă 7 zile lucrătoare în luna septembrie și încă 4 zile din octombrie. Nu e nicio bucurie că stau oamenii acasă chiar dacă sunt plătiți cu 80% din salariul de bază. Producția de automobile, cum spuneam, va fi rulată pe 7 octombrie, dar angajații au fost anunțați că programul opririlor temporare ale producției va continua și în lunile următoare. Potrivit unor surse, au fost anunțate 38 de zile fără producție până la finele anului, dacă cererea de pe piață, de pe piața externă, acolo unde furnizează Ford mașini, va rămâne la fel ca în această perioadă, adică proastă. Fabrica își oprește temporar activitatea de producere a mașinilor ca urmare a diminuării cererii de vehicule B-MAX pe piața externă, modelul B-MAX se face la Craiova. Ford a confirmat existența acestei situații. Ca răspuns răspundi, spunii, la situația precară a pieței europene, Ford România continuă să-și ajusteze volumele la uzina de la Craiova și are în plan oprirea producției de autovehicule pentru 13 zile în luna octombrie. În situația în care piața auto va continua să scadă, este posibil să existe astfel de întreruperi și în lunile noiembrie și sau decembrie. Trebuie spus că la care se, se, fac și motoare, celebrele motoare EcoBoost, premiate la mii de târguri și festivaluri, motoare bune, nu am adus în discuție fabrica de motoare întâmplător pentru că în Germania se lucrează intens acolo la, la aceste motoare. Au și ei o fabrică și culmea, în loc să, în loc să creștem nivelul de producție la Craiova, s-a intensificat lucrurile la, în Germania, ceea ce na, ridică niște semne de întrebare. Înseamnă că piața auto chiar merge rău, Marius, dacă Ford a luat această decizie. închipesc, că un astfel de semnal pe piețele externe nu știu cum se reflectă asupra companiei, este cer că multe alte, alți producători recur la aceste metode pentru că nu au ce face ca să ne dea pe oamenii afară. Trece piața auto printr-o perioadă neagră sau e doar o problemă a Fordului? Uh, nu știu dacă piața auto trece printr-o perioadă neagră. Sau problema nu este a Fordului în, în mod general. Este posibil ca să fie o problemă a acestui model. Și să nu aibă Câștigul de piață care l-au preconizat în momentul în care mă rog, s-a pus la punct lansarea acestui model B-MAX. Nu a avut succesul scontat, asta este. se observă. Da. Um, e un model acela în care ușile din spate da, se, se deschid, nu are stâlp pe mijloc. Da. E o ciudățenie, uh, românii mai conservatori. Și europeni, românii, nu? Europenii, nu numai românii, și nu numai europenii românii. de fapt, acolo exportă, da? Chiar dacă s-a încercat, s-au făcut studii, au fost dat destul de mulți bani pe Pe Tocmai. realizarea acestui model. S-au înșelat? Ca să se păstreze uh, condiții de siguranță la mașină, chiar cu lipsa celui stâlp. Nu discutăm despre siguranță. Da, este nu, sigur, este, da? Nu, 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 prinde. Nu, nu pun îndoial, la îndoială acest lucru despre siguranța autovehicului, dar este posibil ca uh, cumpărătorii, potențialii cumpărători, să fie oarecum speriați de lipsa acestui stil. Iar uh, uh, în privința Ford, știi, putem să punem așa o lege de-a cu ce începe prost, te poate și mai prost. Uh, cum să spun, tot timpul au avut Ford la, la noi, au avut tot timpul sincope, că începem să producem, că mai producem câte o mașină, că producem două mașini, că facem nu știu ce model care îl asamblăm, și AMD. Nu cred că a fost chiar așa promisiunile au fost, mă rog, nerespectarea contractului cu statul. s fi supărat că nu le-a construit statul român autostrada. Drumul. Autostrada, da. Este foarte posibil. Nu știu, până la urmă motorul cu de 1,5 de 1, de 1, care încă funcționează, da? Fabrica și merge ok. Da? Să ne înțelegem, este un, acest realizarea, gândirea acestui motor și a de producție pentru ele, da? Sunt servicii, au fost servicii externalizate ale Fordului. Să nu și închipuie cineva că inginerii de la Ford au făcut motor. Fiecare producător mare probabil lucrează așa. Da, este un produs externalizat. Undeva, la undeva, e normal. Apare cineva care Semnalul se face... nu este, nu este deloc bun. Păi nu este. Se intră în șomaș tehnic la Ford, în condițiile în care cifrele pe care le-am ei M sunt departe de a fi realizate și probabil nu se vor realiza în Este, 5, nu, este, ani, este posibil, singur. ca acest model B-Max să nu aibă succesul la care s-au gândit cei de la Ford. Păi să facem fiesta atunci. Începe iar, fiesta. Păi stai puțin că nu e chiar așa de simplu să schimbi o linie tehnologică. Păi nu schimb de azi pe mâine. Gata, dăm Aduci și, și fiesta, jos poate, și poate, -max -o a alții fost un, un, experiment nu, la e, nu e așa de simplu. Și, iar tocmai neavând având uh, succesul care ai crezut că o să-l ai, nu ai avut câștigurile care te, gândești, că te gândeai că o să le ai, uh, e cam complicat să mai faci alte cheltuieli, alți bani ca să schimbi niște linii tehnologice, să produci right. un alt model care E posibil să ai mai mult succes sau unul care deja are succes și care până trimit tu uh, liniile de, uh, de montaj pentru respectiv model, deja să ajungă la facelift, uh, la scoaterea din fabricație, apariția altuia și Pentru că nu sunt chestii de pozit pe altă. Dacă industria auto uite, nu merge bine, nu vă mai luați mașină și zburați cu avionul pentru că la, de pe aeroportul Craiova vor fi va fi un număr dublu de zboruri către Milano. Zborurile Craiova-Milano vor fi dublate, frecvența acestora urmând să crească de la două zboruri în fiecare săptămână cât sunt în prezent la patru. Este vorba de solicitări suplimentare din partea zburătorilor, ca să le zicem așa. Această rută a prins foarte bine. La aceasta se vor adăuga alte trei noi rute către destinații europene de top, e vorba de Barcelona, Dortmund și Bologna, care vor deveni operaționale din 2014. Făceam noi un calcul, de la anul, de pe aeroportul din Craiova vor, fi 16 curse aeriene. Asta am împărțit la 7 zile, două curse și ceva pe zi, ceea ce este minunat. Mai în glumă, mai în serios, prețurile sunt destul de, de mici. Așa că ar putea apărea o nouă modă, hai să bem o cafea la Milano, hai să bem o cafea la Barcelona, pentru că oricum e mai ieftin drumul dus întors decât să pleci cu mașina la București. Da. Această creștere a traficului observăm foarte mult pentru Italia. Da, dar. Da. da. Spania, Portugalia și Germania. Portugalia nu avem, avem în Barcelona, Dortmund și da, Bologna. Mă rog. Se va stabili câștigătorul, bine știm cine va fi, dar nu-i spun nu numele ca să nu împietăm. Uh, Barcelona, Dortmund, Bologna. Iar de anul viitor se pare că vor, vor fi incluse și Parisul, Bruselul și uh, Veneția. Da, dar aceste rute nu sunt frecventate de turiști. În mod da, special. la Dortmund se duc oamenii care muncesc la Milano la fel, nu te duci neapărat ca să vizitezi sau domnul. au venit, s-au mulțit cursele pentru că sunt doritori de aceste curse. Și sunt oamenii, sunt românii care de fapt muncesc afară. da și pentru ceilalți, uite, în, în loc să bei în o primul rând, rând, în mall, păi nu, asta este duci, în continuare dovada cât de frumos Dudu economia românească. Pentru că trebuie să faci cumva ca să-i ajuți sau și de fapt să știi câștigi bani de pe urma lor, că doar nu este armata salvării vreo firmă de transport aerian, da? sau cu cea roșie, ori semiluna roșie, oamenii câștigă bani din ce? Din transportul oamenilor. Și atunci ce faci? Păi dacă tot nu se mișcă nimic în România și lumea trebuie să plece la muncă, este normal să încerc să câștig ducându-i pe ea la muncă. Da. Și atunci, Ei, păi, celor de la... Um, Calculele companiei low fare, uh, sunt bine făcute, probabil. A, evident. nu, evident. Nu deschid ei rute de dragul de a deschide. Și vestea bună ar fi că este posibil ca de la anul U0 care operează în prezent să-și deschidă bază la Craiova. Ea înseamnă că permanent un avion va fi aici. Și atunci se vor schimba și orele de plecare, pentru că în prezent la Milano pleci pe la un 7, 7 jumate seara și ajungi pe la un 9 jumate, când e destul de târziu. Spre exemplu, pentru un turist nu e o oră tocmai bună să ajungi la 9 jumate acolo pentru că pierzi tot ziua. Și asta însemna că un avion ar fi ca ar, ar, sta la Craiova și aici și ar fi angajat și oameni pentru acest lucru. Ar fi minunat să se întâmple așa. Cert este că, uite, că crește, crește numărul de zboruri și să zburăm atunci dacă, dacă tot avem să și, bani. și să aducem bani în țară. Exact. Vorbeam de Ford, de situația de acolo. Ieri a fost un protest la o fabrică de ulei din cartierul Bariera Vâlcii. A fost o situație destul de... Cum se întâmplă pe la noi? Se umblă cu șmecherii. Patronul unei firme a cumpărat o altă firmă, în speță o fabrică de ulei, de la un alt patron. În contractul dintre cei doi se stipula obligația ca noul patron să preia și angajații. I-a preluat, nu i-a plătit nu le făcuse nici contracte, le-a făcut contractele de muncă, apoi a spus, îmi pare rău, eu nu mai produc ulei deocamdată, așa că vedeți ce faceți. Evident, oamenii au ieșit, au ieșit în stradă din disperare, pentru că dacă protestează, nu cred că rezolvă ceva cu patronul. Acum ține de seriozitatea fiecărui patron cât și cum își plătește angajații. Cert este că ITM Dolj a trimis un control la firma, se numește Nelly Oil Cell Tech. E ceva... depui ceva efort ca să-i numele. Sunt câteva zeci de oameni acolo, rămâne de văzut ce se va întâmpla. Dacă tot vorbeam de șomaj, de concedieri, încă 50 de angajați de la Cargill au plecat acasă. Vorbim acum de fa fosta fabrică de ulei de la Podari, care aparține Cargill Oils. A rămas fără încă 50 de angajați. Dacă la începutul lunii august au primit prea vize și au plecat acasă 91 de persoane, o nouă tranșă de disponibilizări urmează luna aceasta. Potrivit liderului de sindicat de la Cargill, încă 50 de oameni au primit preavize, urmând să plece la sfârșitul săptămânii viitoare. Cei care rămân fără un loc de muncă primesc între 12 și 15 salarii compensatorii în funcție de vechime. În total, numărul persoanelor care vor fi disponibilizate de la Cargill Oils este de 260. Cauza Fabrica de lângă Craiova nu a fost achiziționată de noul investitor care a cumpărat atât brandurile de ulei cât și instalațiile de procesare. Vestea mai bună este că vin turcii și produc biscuiți undeva înspre aeroport. E vorba de o investiție din câte am înțeles de vreo 30 de milioane de euro, vor crea câteva sute de locuri de muncă. Și dacă tot a lăsat în grupul locul liber vânzând ce a vândut, inclusiv marca de biscuiți, care a ajuns pe la Timbark și n am mai auzit nimic de ea. Uite, vin turcii și iau locul pe piață și oferă lumii întregi biscuiți turcești, dulci și aromați. Am selectat o știre pentru a vă prezenta, pentru că este dă măsura lucrurilor care se întâmplă în România. Este vorba de drobeta Turnu Severin, acolo unde un proiect în valoare de 80 de milioane de euro pentru modernizarea sistemului de canalizare și apă potabilă, în sfârșit încercăm să ajungem la nivel de canalizare și apă potabilă modernă. Deci s-a semnat proiectul de 80 de milioane de euro, în urmă cu un an s-a întâmplat lucrul ăsta, dar nu a fost implementat până în prezent, dintr-un motiv. E... Nu-l cataloghez, hai să vă spun care i motivul. S-a lucrat înainte pe niște străzi, tot din fonduri europene, au asfaltat străzile și acum ar trebui să vină să le spargă ca să introducă conductele. Și Uniunea Europeană a zis, nu, nu, 5 ani, v-am dat banii, nu vă atingeți de, de asfaltul ăla. Și atunci băieții ăștia au proiectul de 80 de milioane de euro și 5 ani trebuie să stea puțin să se uite la el. Să aștepte ca să poată să introducă această canalizare și apă potabilă. Este minunat. Bine, dacă ar fi vorbit între ei, dacă ar fi dat un telefon eventual, bă, ce faci tu, uite, asfaltul, păi stai puțin să bag eu mai întâi canalizarea, mare lucru ar fi făcut. Dar de ce? Bă, Păi da, acum sunt minute naționale nelimitate. A scăzut tariful de roaming, poate au fost plecați în vacanță și nu au avut timp să vorbească aici, față în față. E ieftin. Puteau să vorbească pe, pe, internet. E bine că au scăpat de grija și ai canalizări. Da, oameni e cum stau liniștiți patru ani de zile, ce e asta, a acum să sap canal, e o tâmpenie. Nu, este, este îngrozitor. Din punctul meu de vedere, este îngrozitor. Adică, o chestie uh, dobitoacă uh, de-a dreptul. Nu, de tine să te apuce cheful de muncă, făcut de proiect. Bă, după de ce de așa de greu, ce fost de muncă, de și tu de câte obstacole ai. Și vine tanti Europa și ce bă, ce faci, pe? Chiar tu vrei să investești banii ăștia de la mine așa, stricând alți bani de la mine? Stricând asfaltul meu? Culmea este că, luând exemplul orașului în care deocamdată trăim, s-au asfaltat multe străzi cu fonduri europene și s-au spart imediat. Nu știu, la noi, da. Mi-aduc aminte de cel puțin de strada Iorga și mai era o stradă pe lângă stadionul de troputere, unde la o lună, două după asfaltare, au apărut fisuri în asfalt și au venit și le-au lipit. Și acum sunt lipiturile de acolo. Bune. Așa. Dacă cei din uh, uh, Dreubăta Severin nu benefic vor beneficia prea curând de sistem de apă potabilă, uite, Craiovenii pot să uh, își tragă apă tragă apometrul pe scară. Tot mai mulți uh, Craiovenii aleg să încheie contracte individuale cu furnizorul de apă al orașului Compania de apă Oltenia. Asta este un vis un vis mai vechi al craiovenilor de a plăti individual, bine, al celor buni platnici, de a plăti individual factura la apă rece, la căldură, la apă caldă, pentru a nu mai depinde de ceilalți, că ați văzut, dacă nu plătesc unul sau doi, oprește apa la toată lumea, inclusiv căldura. Deci oamenii s-au deșteptat, au și această posibilitate, așa că nu mai așteptați. Uite, autogarea de nord din Craiova e plină de câini, gunoaie și oameni ai străzii. Mă întreb, oare ce loc din Craiova și nu numai din Craiova, din toată țara? Nu e plin de câini, gunoaie și oameni ai străzii? Condițiile din Autogara de nord din Craiova nu sunt demne de unul dintre cele mai mari orașe din țară, care vrea să fie eventual și capitală culturală europeană. Autogara, care este o zonă pentru autobuze și autocare, a devenit mai mult locul unde oamenii străzii își găsesc adăpost, care să-i ferească iarna de ger și vara de caniculă și unde câini și gunoaiele nu lipsesc de lângă bagajele călătorilor. Acum oamenii nu o să mai, nu mai bagă ei seama că sunt câini și oamenii ai străzii, dar imaginea este deplorabilă. Ar putea eventual cum să spun, nu comunitarii, polițiștii ăștia locali, să dau o tură pe acolo, să-i întrebe pe homeless ce caută pe acolo și să vină cei de la salubritate, să curățe și ei ceva, să și... echipajele alea fioroase să vină să ridice câinii, e totuși un loc public unde se întâlnesc oamenii și unde, unde mai și sosesc. Da, oamenii care... Ah. A, acolo este prima fața a Craiovei pentru cei care da. vin cu acele autobuze. Vrei să vorbim de urogarea noastră, care nici acum nu este gata? Nu. No. Și pentru că toți suntem un oraș care râvnește la titlul de capitală culturală, pictorii, artiștii anonimi au transformat orașul într-unul mâzgâlit. Zidurile clădirilor din Craiova vedem cu toții când mergem pe stradă. Sunt pline de desene și inscripții făcute în grafiti dar nu sunt opere de artă sau nu sunt îndemnuri de genul trăiască România, trăiască nu știu cum și sunt de genul uh, te iubim mult. Da. Graferic, așa li se spune, își pun amprenta pe blocurile, gardurile și diversele clădire ale bănii. De mâinile artistice ale adolescenților nu au scăpat nici școlile. Chiar în buricul orașului blocurile sunt din ce în ce mai colorate. Desene peste desene, al negru, color abia mai au loc pe fațadele blocurilor sau instituțiilor publice. Am putea eventual să organizăm un concurs oficial, un concurs de grafiti. Pui un panou și băieții se pot defula acolo, scrie ce, ce vor și poate ar putea fi chiar folosită pentru, pentru decolarea anumitor, anumitor, anumitor zone, anumitor zone din Craiova. Dar să nu uităm că aceste mâzgăleli, fie că vorbim de mesaje mai lungi, făcute în de dragoste. de dragoste. De dragoste, mai mult, așa mai lungă, față de diversi oameni, față de diverse instituții. Așa. Uh, ne aducem aminte de uh, povestea măzgălirii statuilor, da. celebrelor statui, celebrului grup statuar, de fapt, uh, dansul, care a fost uh, pus la pasaj, uh, mâzgălit, îmbrăcat, Dezbrăcat. Dezbrăcat și, și mutat. Mi-a mutat, da. Da. explicat este... surpriza, vreau să le spun la sfârșit, dacă, că au văzut oamenii că nu mai este da, nu, ansamblul nu, nu, Cuplul nu, nu. s-a rușinat și a dat o fugă până în parcul românesc. Acolo îl puteți găsi dacă vă dați Dansul s-a retras. Da. Da? Dansează, în parc. Dansează în parc. Revenind la această exprimare uh, grafică a, a iubirii pentru anumite persoane, uh, poliția am înțeles că uh, uh, Că n-a amendat pe acești artiști sau e așa, e, e, e un mister. Nu vă pot oferi aceste informații pentru că trebuie să mă documentez înainte. Nu sunt calculator. Faceți o cerere oficială. Este răspunsul șefului poliției locale care a răspuns probabil din greșeală la telefon. El este un personaj pe care redactorii GDS îl caută frecvent la telefon atunci când nu-l găsesc la sediu. Uite, acum a răspuns, din greșeală, cu siguranță. Evident, calculatorul nu este, dar nici răspunsul nu l-a dat pe normă. urmă. Bă, nu n-a fost amendat nimeni, pentru că ar trebui prins în flagrant. Iar oamenii ăștia, se, ăștia sunt activi puterea nopții, mai spre dimineață, când da, este, polițiștii e, dorm, domnule. E aceeași situație, vorbim acum câteva emisiuni de concerte și faptul că este gălăgie... El, e la urechile locuitorilor, la urechile locuitorilor din centrul crevei, Oamenii care ar trebui să se să sesizeze de așa ceva, organele abilitate, ca să zic, a, care ar putea să stai facă măsuri, ele interesant. erau și anume libere la ora aia. De asta, Da, dar uite. De asta nu... și uh, cei care fac grafiti, cred că profită de programul celor care ar trebui să fie cu ochii pe ei. Și cum își programul da, și începe? Un adevărat act de sabotaj din partea poliției locale. Știm scandalul de acum o săptămână, 10 zile, cu mașina tixită cu X de aparatură de înregistrare pe care a visat primarul Craiovei că ar zace în fața primării și că ea ar fi subiectul acelei aparaturi. Uite, chiar sub nasul primarului, pe clădire, a fost desenat sigla albastră cu leul. Acum leul este simbolul celelalte echipe, a dușmanului de moarte. Și poliția locală nu a intervenit, nu i-a prins pe răufăcători. Poate ăștia de fapt erau cei care nu sunt pot să deghizați oricum... în artiști de grafiti și... Da, unele mesaje aduc așa a galerie. Da. Că tot vorbeam de mesajele de pe statuil, de pe grupul de dansatori, statuar. Trebuie spus că jucătorii, antrenorii și staful medical al fotbal club Universitatea Craiova, cealaltă echipă a dușmanului, în frunte cu președintele clubului de fotbal, au început greva de avertisment prin care cer autorităților locale să fie lăsați să-și desfășoare activitatea pe stadionul Ion Oblemenco. În a patra zi sau a cincea zi de proteste, ne așteptăm să intre într-o severă grevă a foamei. Da, și eu aștept da. lucrul ăsta. Cum am așteptat, văd aici două nume: Ciucă și Săceanu, care protestează pentru neprimirea echipei lor pe stadionul Oblemencu. Le aduc aminte că, acum ceva timp, echipa la care activau. A plecat bine mersi de pe Oblemenco la Severin. Nu i-am văzut protestând atunci, drept și pentru care uh, le spun celor doi nesimțiți să-și vadă în frunte lor. Nu, nu, nu dar este, 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 este bine, știu că sunt uh, niște tipi cu o memorie mai. Nu vor acasă. Scurtă. Deci tu vrei să spui că te, te opui acestei dorințe nu, fierbinți de a Nu, mă întrebam unde a fost dorința lor când Mititelul i-a luat cu arme și bagaje și a mutat la, uh, la Severin. Atunci de ce n-a protestat pares, nimeni dintre ei. Loc pe stadion ar fi pentru două echipe. chiar ar fi. Atunci când organizăm de la cum le spune spectacole pe da, pelendava da, în spatele porților. Pelendavice. Da. Așteptăm, odată deci, sunt sigur deci că ambulanța nu este acolo înțeleg și Acest protest oamenii de în club uh, care vor ei. Pentru a forța De ce mâna? nu au protestat ei atunci? Unde au fost atunci? Ce a fost în mintea lor? Pentru că grija pentru față de suporteri este uh, uriașă și uh, au primit le cumva canalizează ordin? sentimentele. Uh, să, să protesteze? Deci nu, serios, nu-i nu, nu, nu pricep. Nu pricep. Păi Chiar am... așa cârpiți au ajuns? Iară, uite, este, este invocat motivul investițiilor de peste 3 milioane de euro făcut de finanțator, stațiunile de antrenament făcute de club și investiții pe care nu le-a certificat nimeni, nici până la ora actuală. Da, sunt certificate Se doar de Domnul. Plutesc așa undeva. Da, da, da. Se, toarnă asfalt. Se toarnă asfalt, în în cartierul Rovine, dar nu orice fel de asfalt, ci însoțit de borduri cu o înălțime de circa 30 de centimetri. N-am mai văzut până acum în vreo așa ceva, este o premieră, cei drept. Au asfaltat o parcare lângă un loc de joacă și lângă un loc revendicat de o persoană. Au venit constructorii, au turnat asfaltul, numai că acele borduri efectiv încurcă mamele care ies cu copiii la joacă și care copii mici în căruți. E foarte greu să treci cu, cu acel căruț peste borduri. Și ești, într-un fel, nevoită ca mamă, ca tată să, să iei căruțul de, de coarne și să, să treci bordura. Explicația a fost că ar intra mașinile pe căile lăturalnice în acea parcare și de aceea s-a întâmplat acest lucru. Ne-a dus fără să venim cu gândul la bordurile din București, la borduriadă, pe care, care a făcut obiectul diferitelor relațări impresă. De ce ne-ar face așa aceasta -ar mai Se întâmplă în orașul nostru. Iar dacă treceți prin Părculesul din Rovine, o să vedeți o fâșie de asfalt care cotește brusa dreapta pentru a ocoli acea porțiune de teren revendicată. E foarte artistic ce se întâmplă acolo. Așa, și voiam să vă spun de legat de, de asfaltare și de delta. Odată cu lansarea semnării contractului pentru centrul istoric, primarul se plângea de faptul că au fost epuizați deja banii pentru asfaltări în Craiova, și nu știe ce să facă. Acum trebuie să organizeze o nouă licitație. Și nu știe dacă o să facă cu Delta, dacă va veni Delta din nou. Era o milare și simțeam nevoia să, să îi împărtășesc grija pentru, pentru lipsa banilor. Dacă sunteți cuponar, poate mai, mai sunt persoane. Da. E un a fost un articol în gazeta de sud, cuponarii își lasă banii în conturile Sifoltenia, am putea glumi în conturile Sifonarilor, venind de la Sif, milioane de euro zacă în conturile Sifoltenia pentru că mici acționari nu își ridică an de rândul dividendele distribuite de societate. Președintele Sifului spune că banii poți ridicați oricând de mici acționari pe mulți ani în urmă, nefiind un termen de prescripție. Banii care nu sunt ceruți de acționari sunt rulați de Sifuri prin conturi. Bine. Acum, oamenii ăștia nu prea au ei cum să... Trebuie să se deplaseze la Sifului ca să afle dacă, dacă au de luat dividende. Poate nu mai cred că cineva mai, mai dă dividende. Dacă aveți, dați o fugă până la Sif, vedeți despre ce e vorba. Poate cine știe, cu banii ăștia, dați o fugă până la Milano, că tot s-a dublat numărul da. zborurilor. Ce mai ce avem? A, și uite, un, un, căruț, un, subiect, un subiect care nu se va termina niciodată. Căruțele pe drumurile naționale. Deși codul rutier interzice încă din anul 2006 circulația căruțelor pe drumurile naționale și obligă primăriile să construiască drumuri laterale, evident prevede și sancțiuni pentru autoritățile locale, căruțașii își văd în continuare de, de mersul lor pe stradă, nimeni nu aplică legea, iar căruțele pot fi întâlnite la tot pasul pe drumurile naționale, le întâlnim cu toții. Numai anul acesta în că asta ar fi problema, de fapt, nu că ele circulă pe acolo, ci că sunt obstacole și pot crea accidente. Patru accidente grave au fost înregistrate în acest an, în Dolj. accidente în care au fost implicate căruțe. 5 persoane rănite grav, două ușor. Primarii spun că nu au bani să construiască acele drumuri laterale, poliția, dacă îi amendează, ce să le ia? Să le ia calul, Căi de, la să le ia calul de la căruță. Așa va rămâne până când nu se vor pune cu amenziile pe ei sau nu se vor construi drumuri paralele. Bine, noi nu avem alte lucruri mai importante. Deja deci pare un mof să ai acum drum pentru căruțe. Evident. Dar cu lucrurile mici se fac lucrurile mari. Universitatea Craiova, Adrian Mititelu și șapte apropiați ei săi sunt urmăriți penal pentru constituirea unui grup infracțional organizat, ca să legăm de subiectul cu greva. E vorba de Parchetul de pe lângă alta curte de, de Casație și justiție, el mai mare parchet din România, asta a dispus recent instituirea măsurii asiguratorii, adică a pus sechestru, pe acțiunile deținute la diverse societăți comerciale de persoane din, din anturajul domnului Adrian Mititelu, care fac obiectul unui dosar instrumentat de DICOT. Domnul Mititelu a spus că este vorba, de fapt, de o reconfirmare a unui sechestru pus de, de fiscul Doljan și că. În acest dosar nu se explică de ce s-a dispus începerea urmării penale, atât timp cât uh, procurorii au anchetat mai de mult uh, cazul și au dat mai multe soluții de neîncepere a urmării penale. Evident bănuiește mâna criminală a conducătorilor din fotbalul uh, românesc. românesc. Da. Și cum anunța că spuneam că începe școala, da. că a început școala. Uh, e așa, e un tablou la, la școală. Dacă te duci și vezi, nu mai trebuie să mergi la Milano. Parada modei se, se întâmplă pe culoare, în curtea școlii, pe drum. E, e o plăcere să-i privești pe, pe tinerii din ziua de astăzi, mergând la școală. De nudurile din centrul Craivei am, am, vorbit. Repet, sunt în parcul Romanescu, dacă vă este doar de ele. Dezbrăcate. Vă promiteam la începutul emisiunii că vorbim despre, pe scurt despre face afacerea autobuzului, licitația aceea cu autobuzul, cu autobuze, noi, 50 la număr, întoarsă din drum de Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor de la București, instituția, la fel, a mai înaltă care spune dacă o licitație e pe bune sau nu. E, um, CNSC-ul ăsta a spus primăriei Craiova că o prevedere din caietul de sarci în care um, impunea o capacitate minimă a rezervorului unui autobuz de 300 de litri nu e bine. Nu are ce căuta acolo. Și a spus să refacă. Specialiști în domeniul cu care am vorbit au spus că autobuzele din Craiova nu au rezervoare de 300 de litri și chiar cele actuale, cu rezervoarele mai mici, nu consumă niciodată combustibilul pe parcursul unei zile. Deci cerința de 300 de litri nu se justifica. Primăria Craiova, evident, și-a însușit temeinic, critica și-a redus cu 20 de litri, punând cerința minimă 280 de litri. Bănuim, îndrăznim să bănuim, că la fel se va întoarce și, și această prevedere din caietul de sarcini. Să vă dăm o veste bună pentru unii, rea poate pentru alții. Vestea rea este că luni, pe strada Caracal, va fi aglomerație mare. Vestea bună este că după aproape șapte luni, Începe să se deschidă o porțiune din târgul de pe strada Caracal. Șapte luni în care s-au dat bani. Șapte luni în care am dat bani, 7 ori 15.000 de euro, 105.000 de euro până în prezent plătiți. Cum, de ce, n-am înțeles, nu l a explicat nimeni, dar poate o să ne explice curtea de conturi. Luni vin uh, uh, conlocuitorii, uh, se mută din uh, târgul românești, cu haine second hand cu tot se mută în noul loc de pe strada Caracal. Așa că scor în haine, cei care... pasionați de vintage. Da. <laughs> și nu pasionații de, de căpușe și alte lucruri. Nu. Da. Să nu, să nu, Să nu începem cu uh... stângul. Deci, de luni se deschide târgul de haine second Teoretic. 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 da. Teoretic. La ce am văzut noi am fost astăzi acolo... Este cam Mare mirare ar fi să înceapă lucrul, să înceapă vânzarea, pentru că deși aleile pe unde noi, scormonitorii în haine, ar trebui să ne plimbăm în mod civilizat, vânzătorii stau cu gleznele în niște piatră de râu pe care, peste care nu s-a turnat absolut nimic. Vorbim cu muncitorii de acolo, i-am întrebat, dar de ce nu turnați asfalt și aici, nu asta este treaba lor. Deci bănuim că se va frământa, va face cimentul și va mai dura ceva vreme. Darna, dorința este maximă, e o emulație puternică acolo, vis a -vis de Veți vedea dacă vă duceți, sunt niște grajduri, să le zicem, dar nu sunt îngrădite. Vis-a-vis -vis de aceste grajduri lucrează intens oamenii, comercianții la ridicarea coșmerilor pentru legume, fructe și alte produse da. care fac deliciu craievenilor. Sunt dacă se va tăia vreo panglică și cine o să o taie. O putem tăia noi. Dar la pe cât am scris, am scris de acest subiect. Deci trebuie să fie deja și simțim că e oarecum hand. rezultatul rezultatul noastre. I-am grăbit, grăbit. Da. Uh, hai să anunțăm și deci nu, nu pot să mă abțin de la surprinde-mă. cu vreme. Cu vreme. Deci, se leagă perfect știrea asta de anunțul cu second hand -uri. Meteorologii europeni confirmă Am putea avea cea mai rece iarnă din ultimii 100 de ani Se anunță o iarnă extrem de severă în Europa Conform previziunilor mai multor agenții meteorologice occidentale Aici sunt mai multe, nu sunt numai britanice Care nu exclud ca iarna care vine să fie cea mai grea de la începutul da, secolului dar, 20. Dar te completez Primii este, are, are foarte multă greutate știrea Pentru că vorba aia este dată de, exper de experți în De ruși De ruși, da Deci rușii au știe primii Apoi ceilalți au confirmat, aveți dreptate, o să fie. Deci, vine frigul. Haine groase. Haine groase. Unde găsim haine groase și ieftine? Nu știu. Hmm? Dacă spunem unde găsim haine... E să... reclamă să... mascată. E reclamă mascat. se poate. Trebuie să vină cu factura, domnului. Reșanu, Da, da, da. Căutați haine groase oriunde doriți dumneavoastră. Da. Pentru că chiar nu o să fie grea. Da. Aveți un weekend frumos. Liniștit. Și vreme frumoasă și caldă. Noi încă spunem mai că e. mai avem soare. La revedere! Toate cele bune!